Ziua bună, prieteni! Sunt Vali Conea și astăzi vă prezint un alt material semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Din Asasin, eroi ai națiunii, atentatul de la Sarajevo, un alt episod din misterele istoriei. Preambul necesar. Multă lume știe ce s-a întâmplat de fapt în ziua de 28 iunie 1914, un eveniment tragic care a dus la declanșarea primului mare război mondial. Și cu toții mai știm că în acea zi fatidică, studentul Gavrilo Princip, stând la colțul unei străzi pe unde a trecut mașina lui Franz Ferdinand, arhiducele Austro-Ungariei, l-a împușcat pe acesta și pe soția sa, Sofia, rănindu-i mortal. Însă, nu mulți cunosc dedesubturile acestui eveniment și mai ales destinele ciudate ale atentatorilor. De asemenea, nu prea se cunoaște și faptul că în aceea zi Franz Ferdinand scăpase cu viață în urma unui prim atentat și că doar printr-o foarte mare șansă și o stranie coincidență, a făcut ca Princip să reușească să-l împuște pe prințul moștenitor al Austro-Ungariei. Și, în ceea ce urmează, vom încerca să lămurim anumite evenimente puțin cunoscute, dar și ciudatul destin care i-a urmărit pe unii dintre complotiștii atentatului de la Sarajevo. Planuri imperiale pentru Sarajevo. Ce s-a întâmplat așadar la Sarajevo în acea zi a lui iunie? Nimeni nu știe exact cu certitudine. Cu toate acestea, mărturiile culese de poliție, actele proceselor ulterioare, anchetele istoricilor și jurnaliștilor ne-au permis să reconstituim cât de cât șirul tristelor evenimente. Se pare că totul a început în 1913 la Viena, atunci când moștenitorul tronului Austro-Ungariei, arhiducele Franz Ferdinand, s-a angajat să meargă anul următor împreună cu soția sa să inspecteze trupele garnizoanei din Bosnia-Herzegovina. Franz Ferdinand și anturajul său nu au luat în considerare faptul că aceea zi, 28 iunie, reprezenta pentru sârbii din Bosnia-Herzegovina, deveniți supuși a Imperiului în anul 1908, un alt simbol, cel al înfrângerii în fața turcilor în bătălia de la Kosovopolie și a luptei pentru independență. Și normal că arhiducele va veni la Sarajevo în ziua de tristă amintire pentru sârbi, câțiva anarhiști naționaliști au decis să-l asasineze pe moștenitorul coroanei austro-ungare. Duminica fatală și planuri eronate. În ziua de duminică, 28 iunie, Franz Ferdinand și Sofia, sosiți de la Viena cu trei zile înainte, au participat la slujba religioasă ținută în capela hotelului unde erau cazați. După terminarea slujbei, cei doi s-au alăturat cortegiului. Complotiștii stabiliseră să se împartă în trei grupuri de-a lungul arterei principale a orașului. Planul lor era simplu. Atunci când mașina arhiducelui ajungea în dreptul lor, să arunce bombele pregătite cu câteva zile mai înainte. Dar planul complotiștilor avea și câteva lacune. În primul rând, cu protecția oficială oferită arhiducelui, putea fi destul de greu să reușească să se arunce o bombă. Apoi, în cazul eșecului unei prime încercări, mașina sigur nu ar mai fi urmat ruta prestabilită pe care se aflau restul complotiștilor. Se pare că bombele atentatorilor erau prea mari ca să poată fi ascunse în buzunar, iar mecanismul de declanșare era foarte complicat, trebuind ca, odată aprinsă bomba, să aștept 10 secunde înainte de a o arunca, pentru că timpul de explozie era de 12 secunde, timp ar fi suficient pentru ca poliția să intervină și să anihileze tentativa de atentat. O a treia lacună consta în faptul că toți cei trei complotiști erau tineri. Vaso Kuprilović avea 17 ani, iar Nedeljko Kaprinović și Gavrilo Princip 19, deci nu aveau experiență. O bombă, un pistol și cianura. Având bombele ascunse sub haine, iar în buzunare câte un pistol, dar și o pastilă de cianură, cei trei tineri s-au despărțit și fiecare și-a ocupat poziția prestabilită de-a lungul străzii, intrând în vorbă cu ceilalți oameni pentru a nu atrage atenția asupra lor. Ei știau că Franz Ferdinand merge de obicei în a doua mașină a cortegiului. Complotiștii și-au ocupat pozițiile și-au așteptat sosirea cortegiului. Când acesta a trecut prin fața primului dintre atentatori, Muhammed Mehmet Bazic, nu s-a întâmplat nimic. Puțin mai în față, Kaprinović a aprins bomba, dar a aruncat-o înainte de a aștepta cele 10 secunde, iar șoferul mașinii, surprins de zgomotul pe care l-a asemănat cu zgomotul unei arme de foc, a apăsat instinctiv pe accelerație. Astfel, bomba a aterizat fix în spatele arhiducelui, pe capota lăsată a mașinii decapotabile. În cele din urmă, bomba a căzut pe stradă și a explodat în spatele mașinii arhiducelui.
Imediat după explozie, Franz Ferdinand a ordonat șoferului să oprească pentru a vedea dacă cineva din cortegiu a fost rănit sau omorât. Doar câțiva trecători, colonelul Erich von Meritz și contele Alexandru Bos Waldeck, se aleseseră cu câteva răni ușoare. Cortegiul și-a reluat traseul și a trecut pe lângă ceilalți complotiști, care nu au mai avut nicio reacție, fiind extrem de panicați. Ajuns la hotel, Franz Ferdinand era furios și i-a spus primarului următoarele cuvinte: „Eu vin la Sarajevo ca prieten și sunt primit de o bombă.” A urmat o recepție unde arhiducele l-a întrebat pe generalul Potiorek, guvernatorul provinciei și responsabilul cu securitatea cuplului imperial, dacă trebuie să se mai aștepte la încă o bombă, iar Potiorek l-a asigurat că nu e cazul, dar a insistat totuși că ar trebui să se schimbe programul vizitei. Și în loc să meargă conform planul inițial la muzeu, i s-a sugerat arhiducelui să plece direct la Conac, unde trebuia să ia prânzul, sau să rămână la hotel până la sosirea armatei care să-i asigure protecția necesară. Dar Franz Ferdinand a decis însă că vrea să meargă la spital pentru a vedea cum se simte colonelul Meritzi. Statul său major hotărăște schimbarea rutei. Coincidența tragică ce a schimbat lumea. În fine, cuplul a părăsit hotelul cu o singură mașină a șefului poliției, mergând în fața lor. Ajungând în dreptul podului latin, mașina din față, în loc să rămână pe strada principală așa cum fusese stabilit, o ia la dreapta. Șoferul ori nu fusese informat de schimbarea rutei, ori a luat-o pe acel drum din reflex. În orice caz, cele două mașini au luat-o în cele din urmă pe strada Franz Josef, către muzeu. Generalul Potiorek, aflat în dreapta șoferului mașinii imperiale, a început să urle, ordonând șoferilor celor două mașini să întoarcă. Mașina în care se afla cuplul imperial a încercat o întoarcere destul de dificilă, dată fiind strada îngustă pe care se afla. Toată scena se derula în fața unei mulțimi încântate să-l vadă pe arhiduce de la o distanță așa de mică. Dar, printr-o coincidență tragică, am putea spune, Gavrilo Princip era acolo, în apropiere, supărat și furios probabil din cauza eșecului planului. După eșecul atentatului, Princip intrase într-o cafenea ca să-și macine amarul. Și acum, dintr-o dată, în fața ochilor, i-a apărut, la mai puțin de 2 metri depărtare, cuplul imperial. Princip avea încă bomba și revolverul asupra lui. A ezitat un moment, deoarece persoana cea mai apropiată de el nu era arhiducele, ci Sofia, după care, din instinct, Gavrilo Princip a scos pistolul și a tras. Avea să mărturisească la proces că a întors capul în momentul tragerii și că nu mai știe de câte ori a tras sau asupra cui. De fapt, Gavrilo trăsese de 2 ori, iar primul glonț l-a atins pe Franz Ferdinand, atingându-i vena jugulară, iar al doilea a lovit-o pe Sofia, în abdomen. În secunda următoare, oamenii din jur s-au aruncat asupra sa, prinzându-l de un braț. Princip a reușit să înghită ceanura, dar care, ca și în cazul lui Gavrinovici, n-a avut un efect letal. În minutele imediat următoare, mașina imperială s-a îndreptat rapid spre reședința guvernatorului. Nimeni nu și-a dat seama de gravitatea rănilor suferite de cei doi. Princip trăsese la ora 10:30. La ora 10:45 de minute a murit Sofia, iar în 15 minute mai târziu și Franz Ferdinand. Drept urmare, o lună mai târziu, Austro-Ungaria declara război Serbiei și astfel începea primul mare război mondial. Pedepsele atentatorilor. Conform legislației din Austro-Ungaria, persoanele sub vârsta de 20 de ani nu puteau fi condamnate la moarte, putând primi o sentință de maximum 20 de ani de închisoare. Și astfel, în urma procesului, Gavrinovici a primit 15 ani de închisoare și a murit de tuberculoză în 1916. Gavrilo Princip a primit 20 de ani, murind și el în închisoare în 1918. Dintre ceilalți complici, toți cei de peste 20 de ani, Danilo Ilić, Miško Jovanović și Veliko Kubrilović, au fost condamnați la moarte și executați în februarie 1915. Vjetko Popović a primit 30 de ani de închisoare, dar a fost eliberat în 1918, iar Vaso Kubrilović, după ce a fost condamnat la 16 ani de închisoare, a fost eliberat în 1918 și apoi destinul i-a rezervat o carieră fulminantă, dar despre asta vorbim puțin mai târziu. Longevivul Kubrilović. Vaso Kubrilović s-a născut la 14 ianuarie 1897 și a decedat pe 11 iunie 1990. A fost rudă cu Vaso Vidović, un lider al revoltei din Herțegovina și participând la Congresul de la Berlin. El a fost și un cunoscut savant și om politic sârbo-bosniac,
În adolescență, s-a alăturat mișcării studențești slave cunoscută sub numele de Tânăra Bosnia și a fost implicat în conspirația pentru asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand al Austriei. În complot a fost implicat și fratele său, Veliko, executat în 1915. La rândul său, Kubrilović a fost condamnat pentru trădare de către autoritățile austro-ungare și a fost condamnat la 16 ani de închisoare și eliberat în 1918, după prăbușirea Imperiului Austro-Ungar. După eliberare, a studiat istoria la universitățile din Zagreb și Belgrad. În anul 1937, a ținut o prelegere la Clubul Cultural Sârb, în care a susținut expulzarea albanezilor din Iugoslavia. Doi ani mai târziu, a devenit profesor de istorie la Universitatea din Belgrad. În urma invaziei Iugoslaviei de către armatele Axei în aprilie 1941, Kubrilović a fost arestat de germani și trimis în lagărul de concentrare din Banița, unde a rămas închis pentru o mare parte a războiului. Ultranaționalist prin definiție și convingere, pe măsură ce al doilea război mondial se apropia de sfârșit, Kubrilović a cerut autorităților iugoslave să expulzeze minoritățile etnice, în special pe germani și maghiari, din țară. La sfârșitul războiului, a devenit ministru al guvernului. În funcția sa de ministru al agriculturii, el a făcut presiuni pentru implementarea reformelor agricole. În ultimii săi ani de viață, s-a distanțat de ideologiile panslave și mai târziu naționaliste ale tineretii sale și și-a exprimat regretul față de asasinarea lui Franz Ferdinand. La momentul morții sale, el a fost ultimul participant supraviețuitor la conspirația de ucidere a arhiducelui. A murit exact la 86 de ani de la atentatul de la Sarajevo în anul 1990. Princip, asasinul arhiducelui Franz Ferdinand. Gavrilo Princip s-a născut în vestul Bosniei într-o familie săracă de sârbi. În anul 1911 s-a alăturat Tinerei Bosnia, o societate locală secretă care urmărea să elibereze Bosnia de sub dominația austriacă și să realizeze unificarea slavilor de sud. În timpul primului război balcanic, Princip a călătorit în sudul Serbiei pentru a se oferi voluntar în forțele neregulate ale armatei sârbe care luptau împotriva Imperiului Otoman, dar a fost respins pentru că era prea mic și slab. Inspirat de o serie de tentative de asasinare împotriva oficialilor imperiali austrieci de către naționaliști și arhivii slavi, Princip a convins alți doi tineri bosniaci să se alăture unui complot pentru asasinarea moștenitorului Imperiului Habsburgic în timpul vizitei sale anunțate la Sarajevo. Astfel, Mâna Neagră, o altă societate secretă sârbă cu legături militare sârbe, le-a oferit conspiratorilor arme și antrenament înainte de a le facilita reintrarea în Bosnia. Iar în duminica din 28 iunie 1914, în timpul vizitei cuplului regal la Sarajevo, adolescentul de atunci, Princip, i-a rănit mortal atât pe Franz Ferdinand, cât și pe soția ta, Sofia, trăgând cu un pistol în mașina lor decapotabilă, care se oprise în mod neașteptat la 1,5 metri de el. Princip a fost arestat imediat și judecat alături de alți 24 complotiști, toți bosniaci și, prin urmare, supuși austro-ungari. La procesul său, Princip a declarat: "Sunt un naționalist iugoslav care urmărește unirea tuturor iugoslavilor și nu-mi pasă ce formă de stat, dar trebuie să fie liber de Austria." Princip a fost cutit de pedeapsa cu moartea din cauza vârstei sale și a fost condamnat la 20 de ani de închisoare și a fost închis la închisoarea cetate Terezin. Princip a murit la 28 aprilie 1918 de tuberculoză exacerbată, de condițiile proaste ale închisorii, care îi făcuse deja amputarea unui braț. Temându-se că oasele sale ar putea deveni cândva relicve pentru naționaliștii slavi, gardienii lui Princip au dus în secret cadavrul într-un mormânt nemarcat, dar un soldat cec desemnat la mormântare și-a amintit locul, iar în 1920 Princip și ceilalți eroi ai lui Vidov Dan au fost exumați și duși la Sarajevo, unde au fost înmormântați împreună sub capela eroilor Vidov Dan, construită pentru a comemora pentru veșnicie eroii noștri sârbi. La mult timp după moartea sa, moștenirea lui Princip este încă contestată și rămâne o figură semnificativă din punct de vedere istoric. Pentru monarhia habsburgică și susținătorii ei, el era un terorist criminal, dar pentru ulterioara Iugoslavie regală, era un erou iugoslav. Astăzi el este încă sărbătorit ca un erou de numeroși sârbi și considerat terorist de mulți croați și bosniaci. Astăzi, fostul asasin are o masivă statuie de bronz în Belgrad.
filozoful care a regretat atentatul. Vjetko Popović s-a născut în Bosnia și Herțegovina de astăzi. Era un student de 18 ani care studia la Sarajevo atunci când Danilo Ilić l-a recrutat pe el și pe prietenul său Vaso Kuprilović pentru a ajuta la asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand. După atentat, Popović a fost condamnat la 13 ani de închisoare și închis la Terezin. A fost eliberat atunci când aliații au învins puterile centrale în noiembrie 1918, după ce a ispășit 4 ani din pedeapsa sa. După eliberarea din închisoare la sfârșitul Primului Război Mondial, Popović a revenit la catedră ca profesor de filozofie și în cele din urmă a devenit curator al Departamentului de Etnografie al Muzeului din Sarajevo. Cu o seară înainte de aniversarea 50 de ani de la uciderea arhiducelui în 1964, Popović a participat la o prelegere despre asasinarea de la Sarajevo, dar nu a participat la niciunul dintre evenimentele din oraș de comemorare a aniversării. Atunci, Popović a declarat că nu ar fi luat parte la asasinat dacă ar fi știut că va duce la cel monstruos război. Vjetko Popović a murit la Sarajevo, la 9 iunie 1980, la vârsta de 84 de ani. Concluzie. Din cele mai vechi timpuri, un revoltat din punct de vedere al adversarilor este un terorist, iar pentru propriul popor, un mare erou național, exact ca și în cazul tenebros al atentatului de la Sarajevo. V-am prezentat un alt material semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Sunt Vali Conea și până data viitoare vă urez toate cele bune!